A postat Justi, hai să ne uităm la Justi. Bună ziua, dragi justițiari! Bine ați venit la un nou episod din seria Catching a Predator. M-a luat tare. Astăzi îl vom cunoaște pe Augustin, un individ în vârstă de vreo 1000 de ani, nu știu, 60 și ceva, care... 1000 de ani, bro! The fuck? Are soția acasă bolnavă, voia să se întâlnească cu o minoră, să se iubească, să întrețină anumite raporturi sexuale. Aolo. Și chiar să-i aducă dulciuri. Vom trece rapid prin conversație, apoi îl vom cunoaște pe bătrânul nostru, Augustin. Motivul era să-i dau un pachet, să o cunosc pe cine. Bună. Să-i dau un pachet? Mi-a dat pachet. A reușit să scap ieri din pușcărie. Păi de ce n-ai fost, bă, Albert, pe live pe YouTube? Da, am scăpat din pușcărie. Du-te pe live-ul de pe YouTube și uite-te acum și dă-i like, că mă supăr. Și voi ăștia pe YouTube, veniți pe Kick. Primul link din descriere, că mă supăr mai tare. Eu am scris greșit, am vrut să scriu bună. Te-ai supărat, păcat, că ești... Două secunde. Gata. Tare frumoasă, scuze. E ok, mulțumesc, prințesă, cu plăcere. Ești foarte frumoasă, ești elevă? Da, de ce? Am zis așa că arăți ca o fetiță mică, dar foarte frumoasă. Doamne, cu ai? 49, sunt mai în vârstă. Minciuni, 69. Eu 15. Să fii sănătoasă, dar eu te apreciez pentru că ești frumoasă. Mersi, cu plăcere, te pup dulce, puștoaico. Noapte bună, somn ușor, mulțumesc. Nu, acum mă cheamă Albăstrel Ciocănel, Antu. Albăstrel Ciocănel. Mulțumesc. Să visezi frumos, frumușico, asemenea. Nu ți-e somn. Să mă piși pe de cape că mi-a pus numele la ochi. Okay, lasă asta, hai să facem reacție. Bună, prințeso. Bună. Ce faci, frumușico? Bine, tu? Mă uit la meci, pe urmă la somn, mâine sunt liber. Ce mai faci, dulceațu? Ești bine? Bună, bine, pe acasă, tu? Eu tot acasă, dar ești ocupat, răspuns că am târziu, prințeso. Tot aia? Am dormit. Nu, ok, e bine aia. Atunci. Ai dormit singurică? Da, dar cu cine? Știu eu, poate ai o surioară mai mică sau frățior. Nu am. Ok, atunci să-ți fie de bine, frumos. Două secunde, ce? Să înveți bine, ești la liceu? Sper că nu te-ai supărat. De ce să mă supăr? Dacă nu te superi, să te sun într-o zi să văd cât de frumoasă ești, bine, dacă vrei, dacă nu, niciun bai, ok? De ce să vezi? Ca să te văd dacă vrei, dacă nu, nu mă supăr. Păi de ce să mă vezi? Ești culmea, voiam să te văd, dacă nu vrei, nu e nimic. Vorbim când se poate, da? Ok, voiam să știu de ce vrei. Doar ca să te văd, doar nu mănânc oameni prin telefon. Ce să mai zic, ești supărăceasă, cred. Ok, nu sunt supărăceasă, doar curioasă. Ok, atunci te pup, papa. Bună dimineața. Ce mai faci? Bine, tu și eu. Tu singurică sau cu iubitul? N-am iubit. Păi cum așa frumoasă și nu ai iubit? Uite așa, îmi pare rău. De ce? Nu prea cred. Asta e problema ta, nu a mea. Bine, păpușă, sper să-ți găsești și tu un iubit. Când o fi momentul? Că ești prea frumoasă, dacă eram mai tânăr. Adică, dacă eram mai tânăr, încercam să te cuceresc, dar așa mă las pe gubaș. Asta este, câți ani ai? Eu am 49. Ok, te pup frumoasă. Tu unde stai? Crângași, Calea Giulești, frumos. Poate te văd vreodată să-ți dau un pupic pe obrazul tău frumos, da? Cum crezi, să nu te superi, ok? Ok. E ok, la ce școală ești? Să vin să-ți dau un pupic pe obraz. Vrei să vii la școală? Imaginați-vă, frate, că unul ăsta poate să vorbească cu un copil să vină la școală. Să te văd de la distanță. Perfect, fucking pedo. Da? Păi da, că mi-e frică să mă apropii, mă bagă ăștia la corupere de minori. Da? Cum așa? Așa e legea, deși eu sunt un om corect, dar mi-e frică. Doar să te văd de la distanță, că nu ai nici 16 ani, ești mică, dar foarte frumoasă. Mulțumesc frumos. N-ai pentru ce, eu te estimez mult pe tine, vorbești frumos, ești cu minte, îmi place, așa trebuie să fie toate fetele, dar unele nu sunt. Așa e. Să-mi zici când faci 16 ani să vin să-ți dau un pupic pe obrazul ăla frumos. Îmi place mult de tine, ești foarte frumoasă. Păi până fac 16 uiți tu de mine. Nu uit, cum să uit? Nu se poate, o să vezi eu. Ți-aș da un pupic și acum, dar mi-e frică. Nu înțeleg de ce ți-e frică, nu te mănânc. Să nu zici că sunt pervers sau mai știu ce. Când iei vacanță, vin în stație la Iancului și îți dau un pupic dacă vrei. Eu nu am ce face în seara asta, dacă vrei putem ieși la plimbare. Nu pot în seara asta și în cursul săptămânii lucrez pe șantier în construcții, dar dacă vrei duminica viitoare vin cu mașina și mergem la plimbare, ok? De ce nu poți în seara asta? Nu pot, am niște musafiri la mine, dacă știam veneam mai devreme, dar vin duminica viitoare, nu te supăra, ok? Trebuie să iau un cadou pentru tine, nu mai e timp, rămâne duminica viitoare, bine? Nu cred. Ce nu crezi? Nu cred că o să pot. De ce? Hei, te-ai supărat? Dacă știam că vrei să ne plimbăm, veneam de dimineață cu mașina și plecam la plimbare, dar mi-a fost frică să zic, să nu te superi, asta e, poate duminica viitoare vedem. Somnul ăla să vin să-ți dau un pupic? Nu mă mai bagi în seamă că te-ai supărat. Ce faci, dormi? Ești bine? Ești supărată? Ok, noapte bună, frumos. Dormeam. Bună dimineața, prințeso. Bună. Tu stai singură sau cu cineva? Singură. Și nu ți-e frică singură în apartament? Nu, de ce să-mi fie? Doar așa, am zis și eu, na, ești frumoasă și curajoasă. În data de 10 iunie mi-au liber și poate ne vedem dacă vrei, că își lucrez mult și nu am timp. Sper să ne vedem cum crezi. De cuvință, poate nu te-ai supărat, te pup dulce. E luni, deci nu cred. Ok, atunci o să-mi iau liber. Asta e, nu se poate, atunci altă dată. Ce faci, prințeso? Te-ai culcat? Noapte bună. Ai fugit, prințeso? E scumpă la vedere, nu prea vorbești, ai supărat pe mine? Nu. Ok, atunci e bine, mă bucur. Mai puțin și vin să văd ce frumoasă ești. Când vii? Să văd cum îmi iau liber, posibil săptămâna viitoare, ok? Noapte bună, prințeso. Bună frumos. Cea mai faină fetiță. Noapte liniștită, îți doresc, păpuși. Cea mai faină fetiță. Ce mai faci? Nu mai ești activ, ai pățit ceva? Noapte bună, frumoasă. Nu mă mai cunoști?
Noapte bună. Nu mai vorbești cu mine, te-ai supărat? Hei, unde ești? Sună-mă pe mult sau pe WhatsApp. Nu te-am mai văzut pe Facebook, am fost îngrijorat să nu pățești ceva. Te-ai supărat cumva? Scuze de deranj. Nu. Mâine după ora 10 pot trece pe la Iancului să te văd, să vorbim? Nu știu, despre ce vrei să vorbim. Ok, atunci nu te mai deranjez, scuze. Cum consider tu? Bună dimineața, inima albastră. Bună seara, prințeso, te-ai culcat? Nu mai văd inima albastră. Hei, ce faci? Ți-a mâncat popa limba? Când e vacanță? Ce faci, inima albastră? M-ai uitat? Faci? Ești în vacanță? Când vin să-ți dau un pupic? Bă. Au început boții să vorbească între ei la mine pe chat. Botrix i-a zis lui Kickbot că a făcut level 1 și Kickbot i-a răspuns că leveling up is for video games, not life. Cu aerial winners focus on results on imaginary levels. Stop playing games and go dominate reality. Me and the voices. Coaie, vorbesc boții între ei. Bine, Kickbot-ul l-am setat să răspundă ca și cum e Andrew Tate gen. Ca idee. Doamne, coaie, nu pot să cred așa ceva. Au vorbit boți între ei, coaie. Kickbot e Rizzler. Păi e Andrei Țuțe, la ce te aștepți, bro? Aolo. Când vii? A, ce faci? Dormi săptămâna viitoare, vin. Sunt la Predeal, avem de lucru acolo. Știi că lucrez în construcții săptămâna viitoare. Când vin, trimit mesaj și vin la Iancului. Doamne, ca să te pup pe brazul tău frumos, ok? Sau e supărată pe mine? Nu. Bună, prințesa mea frumoasă, ești bine? Da. Cam greu vorbim frumos și că e supărată. Nu sunt supărată, sunt bine. Tu ce faci? Am terminat munca și stau pe cameră, mă uit la telefon. Sper să ajung joi sau vineri în București. Vreau să te văd ce frumoasă ești. Ok. E cam rece seara aici. Te-ai trezit? Da. Ok. Bună, inima albastră, te pup. Mă pregătesc să mă culc, sunt inima albastră, what? Trebuia să vină niște muncitori din București, dar n-au venit, nu știu. Măcar ei să aibă prieteni. Săraci de noi, de fapt, săraci de noi. Mă rog, lăsă-și. S-au împrietenit boții la mine pe chat. Ceea ce ați face și voi bine să vă împrieteniți cu oameni la mine pe chat. Ăștia de pe YouTube. Veniți pe Kick, primul link de descriere, da? Ați face bine să veniți pe chat. Da? Avem oameni foarte de treabă. Continuând. Aflu mâine că vine directorul de la firmă, că nu aș vrea să mai stau la Predeal aici, că suntem puțini și e multă muncă. Vede mâine ce zice directorul, tu ce faci la vacanță, ești bine? Așa face Iran. Acasă, singură sau cu cineva? Singură. 8 viewers. Am întrebat și eu. Ei, noapte bună, noapte bună, noapte bună, noapte bună, bună dimineața, neața, noapte bună, noapte bună, noapte. Eu mușc gr. Ei, yo. Iran. Mă muși pe mine de pu... Bă, scuze. Continuând. Noapte bună, noapte bună, neața frumoasă, neața. Bună frumoșică, ce mai faci, ești bine, nu ți-e cald? Neața frumoasă, neața, neața pupușo, like, like, like. 99% duminica viitoare vin să văd cât ești de frumoasă. Tot așa, e prea cald. Eh, ești acasă? Da, tu, duminica ești acasă? Cred că da. Ok, poate vin în zonă să te văd cât ești de frumoasă, dacă vrei, dacă nu, asta e, nu deranjez. Ne vedem unde vrei să ne întâlnim. Unde zici, dacă vrei, vin la tine în cartier sau unde vrei tu, ok? Unde zici tu, nu vreau să te supăr. Dacă vrei, vin la tine, cum zici tu, așa facem, ok? Păi tu cum vrei? Cum zici tu? Vin la tine, cum crezi că e bine, ce să zic? Ok, și ce vrei să facem? Ce să facem? Să vorbim, să te cunosc, să-ți dau un pupic pe obrazul ăla frumos dacă vrei. Ok, atunci o să te anunț sâmbătă, să-mi zici unde să vin, ok? Te pup dulce. Și cam ce ai de gând să facem? Cum vezi tu prima noastră întâlnire? Pe moment nu știu ce să zic, eu vreau să fie bine, știu. Eu te ascult, de-abia aștept să te pup. Cum? Pe obrazul tău frumos. Dar tu ce ai de gând să facem? Cam ce să-ți iau? Îți plac dulciurile, ciocolata? Facem ce propui tu, da, îmi plac dulciurile și sucul. Ok, nu te super, te-am întrebat că nu știam. Numai că știi tu, eu sunt mai în vârstă și tu ești o prințesă. Ce să mai zic, ești super frumos. Te-ai trezit sau la obor? Mai vin sau nu? Ca să știu să nu mai stau în soare. Dă un răspuns. Bro, da sau când s-a tuns? Păi știți, mă, că atunci când se tunde un om e tot altă persoană. Bro, e freaky. Sunt cam zestia și atunci, îmi pare rău. La tine sau nu, ca să știu că la 12 trebuie să ajung la cângea să duc banii la băieți. Zim ca să știu, vin sau nu? Nu pot să scriu un cuvânt, măcar zim ca să știu să dau de pomană sucurile și dulciurile. Doamne, să nu le arunc. Coaie, dacă nu mă anunți, în 15 minute plec la cângea și pa. Hei, tu e serioasă, ce faci? Nu știi să scrii? Dă un mesaj, vin sau nu? Plec sau nu? Zi ceva. Mi-ai dat țeapă, plec acasă. Acum am trezit. Am așteptat până aproape de 12, n-ai răspuns, n-ai dat telefon, n-ai trimis mesaj. Ce era să fac? Am făcut și eu o pomană cu amărâții de la obor cu dulciuri. Trimite adresa să vin la tine. Vin la școala 7-7 și te văd. Păi de-aia m-am plimbat cu sacoșa cu sucuri și dulciuri și tu dormeai.
Oricum mă culc înapoi acum. Îți place somnul, dar dormi singur sau ai pe cineva? Tu ai soție? Cred că sâmbătă seara, dar unde vrei să ieșim la tine? Nu putem sta. Da, dar nu mai am treabă cu ea de 25 de ani, că e bolnavă, a avut un accident vascular și e cam problemă cu ea, se ceartă mereu cu băiatul din prima ei căsătorie și doar își mai face mâncare dacă are chef și vrea bani cât de mulți dacă se poate, așa că eu, dacă vreau o femeie, trebuie să... Hair holds memory. Da. Să-mi caut, înțelegi? Am o viață nasoală, asta e. Îmi pare rău pentru tine. Tot am vrut să plec, dar am făcut casă mare cu 2 etaje, stau la curte și nu m-am îndurat să plec. Înțeleg. Vedem cum... Am vrut să plec, să fiu eu fericit, dar am făcut casă cu 2 etaje, domne! Am vrut, domne, să plec, dar am făcut casă cu 2 etaje. Ce era să fac? Să eu las lui nebun aia, lasă că mai stau. Am vrut să plec, domne, dar mi-am făcut casă cu 2 etaje. Domne, coi. Cum o facem, dacă vrei? Poate vin sâmbătă la tine să vedem și zic că plec la muncă undeva. Ok, bine, te pup dulce. Sper că nu te-ai supărat pe mine. Asta e viața, ce să facem? Nu m-am supărat. Ce să fac? Asta e viața. Am muncit mult, îmi place munca și disciplina, dar familia nu m-a ajutat cu nimic. Ce să fac? Dacă ne vedem, am multe să-ți explic. Eu sunt om bun și corect și prădător. Spor la muncă. Mulțumesc că aș dormi și eu lângă tine. Da? Când s-o putea? Ce să mai zic? E tare cald. Și vrei să dormim? Depinde, tu ce zici. Tu vrei? Ce să vreau? Eu vreau să te pup, să mă satur. Tu ai aer condiționat? Ești boierii? Roaică. Mă mut la tine. Dulceața mea, te-ai culcat iarăși? Ai grijă, vine vijelie, să nu ieși afară, să nu pățești ceva. Vine vijelie. Ce faci? Vali vijelie, bro? Vine vijelie, chat. Vine vijelie, ești prost? Vali vijelie, ești prost? Vine vijelie, coaie. Vine să-i cânte. Dă-i skip că m-am plictisit deja, lasă-mă că ne uităm, că data trecută am dat skip și n-am știut tot, așa că las că ne uităm. Ești acasă, dulceață bună, da, tu? Zi, eu am făcut duș. Tu am vorbit ăsta să mă rog mai femilic. Mă mai trezesc pe la 12:01. Bun, eu mai greșesc la scris, te rog să nu te superi, nu am cum să mă supăr. Eu am cameră separat cu duș și toaletă la parter, nu mă deranjează nimeni. Ok, eu dormeam la acea oră, dulceață, bună dimineața, s-a trezit dulceața, neața, te-ai trezit? Cu plăcere, ești acasă, dulceață, noapte bună, dulceață, noapte bună, ce faci? Aoleu, tu ce mai faci? Bine? Nu sunt sigur, dar mâine mi se pare că e sărbătoare și s-ar putea să nu lucrăm. Nu știu exact, dar te anunț diseară și poate vin la Iancului să-ți aduc ceva cu ocazia asta. Deși văd dacă nu o să lucrăm. Te anunț diseară, ok? Te pup, dulceață. Te anunț dacă stai acasă. Ok. Hello, dulceața mea. Dormi? Hello. Să vedem, dar unde să vin? Depinde unde mergem, ce facem, că nu pot lipsi mult, că am scandal, deși n-am nimic, dar e nebună femeia asta. Face circă, umbru noaptea și aud vecinii. Pot veni să stau până la 10. Știu cum zici și tu, ok? Ce vrei să facem? Ce vrei tu? Păi tu ce vrei? Să stau cu tine, să te pup și vom vedea pe parcurs ce vrei și tu. Doar pupat vrei? Depinde ce vrei și tu. Aș vrea eu și altceva, dar acum vom vedea. Cam ce altceva ai vrea? Depinde ce să facă un bărbat și o femeie. Na, poate să se iubească, depinde dacă vrea femeia, nu se știe, dar eu m-aș bucura mult și să te cunosc doar. Vrei să facem dragoste, asta vrei să spui? Dacă vrei și tu, bineînțeles, altfel nu. Tu vrei? Eu aș vrea, că îmi place mult de tine, dar acum depinde de tine. Bine, și unde vrei să facem? La mine acasă? Depinde, la tine sau mergem la un hotel? Numai că nu e timp mult la dispoziție sâmbătă asta. Bine, voiai de mult timp să facem asta? Da, pentru că eu te plac mult, dar doar cu acordul tău. Ok, de când mi-ai scris voiai? Nu, pe parcurs am văzut că vorbești frumos și ești o fată super frumoasă. Sper că nu te-ai supărat pe mine, eu ți-am zis ce simt pentru tine. Asta e, te plac foarte mult. Ce să fac? La inimă nu-i poți comanda. Nu m-am supărat. Ok, atunci e bine. Gata. A trecut conversația asta. Haideți să-l cunoaștem pe Augustin. Salut! Cum vi se pare jocul până acum? Te ține destul de mult în priză, nu? Ce pot să zic este că eu deja efectiv am ajuns la Kingdom 2. Mamă, ce m-am ars să-mi bag pula. Iar dacă voi încă n-ați... Da, mă, lasă-ne cu dai streams-ul. Ăla e. Mamă, coaie, ce m-am ars, futuți. Citările mele. Domne Dumnezeu. Mă rog, nu m-am mars, m-am fript puțin. De pe casuron. A terminat cineva într-un final? Ce se termină, mă? Mi-am dus să-mi fac la Zania. Arată foarte rău pentru că nu e în ăla lui, că nu am cuptor și am făcut ăla cuptorul cu microunde. So... am făcut ăla cuptorul cu microunde. Let's go. Acestea fiind spuse, aceasta a fost campania noastră pentru acest joc. Sper că v-a plăcut și ne auzim curând. Ești pârlit? Am zis con... Adică... Aaaa, că a terminat justic conversația. Gata, scuze. Trebuie să vin? Sunt pârlit, m-am pârlit la mână. What do you mean? Hai, pa!
Bine, pa. Hai, stai. O, stai. Ce frige. Ăla e. Să ne băgăm în fața mașinii. Mă duc să o duc. Hai, fugi cu scuterul, bag-te-l. Stai. Ema, du-te spre el. Du-te spre el. Îl lăsăm pe Crăciun și îl luăm. Asta e mașina. Hai. Mă duc să o las să răcească, că... Ișale. Bună seara, domnul Augustin. Dorim să coborâți din mașină, să discutăm cu dumneavoastră, vă rog frumos. Puteți să opriți motorul, să o lăsați pe avarii și haideți să vorbim. Vine justiția! Să mergem pe pedofil! Pedofil! Adică nivel de retardism? Păi la mine, dacă stai prea mult pe live, cu cât faci mai mult nivel, cu atât ești mai retardat, gen. Cu cât stai mai mult la mine pe live, cu atât ești mai retardat, nu? Așa funcționează. Devii la cine te uiți, știi cum e? Da. Știți iarul ca să-și facă treaba. Te prinde cu fata. Bă, like, nu dislike, Antu. Bună seara, stimate domn. Haideți, vă rog, să ne deplasăm acolo să avem o conversație. Bună ziua, stimate domn. Sunteți domnul Augustin Pol? Ce vârstă aveți, stimate domn? Pentru confirmare? 65. Cât? 65. 65. N-aveți 49, nu? Am înțeles. Gata, bă! Eu mă numesc Alexandru Constandachi. Da. Sunt de la proiectul civic Justițiarul de Berceni. Da. Proiect ce are ca scop depistarea posibililor prădători sexuali din mediul online. Ia uite-i, frate! Să vă rog să venim aici. Disperaților! Trebuie să vreau să-mi explicați ce ați venit astăzi să faceți. Am zis să te cunosc pe cineva, o persoană. O persoană, da? Da, să cunosc. De ce vârstă? Nu știu. Nu mai țineți minte vârsta? Nu știu. 18. 18. Cât? 18. Hai că 18 dacă e. Vârsta, nu știu. Nu am zis. Păi, păi, nu știu. Hai că 18 dacă e. Ce? Nu mănânc, nu mănânc oameni, nu atac, nu nici. A, am înțeles. Și unde vreau să mergeți cu ea? Nică. Dar ce mă? Să întreb, să-i dau o floare, un pachet și o rămână. Chat, voi vedeți cât de anormal e omul, nu mănâncă oameni, frate. Cum, bro, să nu mănânci oameni? What? Eu chiar acum îmi desfac un d-ăsta de oameni, gen. Ca idee, cum să nu mănânci oameni? What? Ce anormal e ăsta, bă, să mor eu. E bolnav omul, bă, să mor eu. Cum, frate, să nu mănânci oameni? Doamne. Da? Atât. Nu mă interesează de partea dumneavoastră. Vorbiți de mult timp cu... Mă, bă, lună, nu știu, nu știu. Vorbesc cu multă lume. Bine că i-a cenzurat numele, coaie. Bine că i-a cenzurat numele, dar la început de clip i-a zis bună, Betty. Oh, loc, coaie. Lasă-și. Și pe aia când ați cunoscut-o? 14 mai sună corect? Nu mai știu. 14 mai, vă spunem noi. Nu mai știu exact. Ia așa că vreau să vin să o văd, deci nu am clar, așa că vreau să o cunosc, doar atât. Bă, Răzvan! Dar mi-a spus că aveți 49 de ani, corect? Nu știu că scrie pe Facebook. Eu am 49, sunt mai în vârstă. Nu sunt mesajele dumneavoastră astea? Nu cred, nu știu. Și a v-a spus că am 15. Nu, el nu știe. Probabil nu. El nu știe. Să fii sănătoasă, dar eu te apreciez pentru că ești frumoasă. Am, din respect. Da, corect. Din respect, da. Bun, avem confirmarea. Ce-i Maia? Airan, ce dracu ai dat, mă, pe chat? Regem pe Huo. Aia e, Răzvan. Din conversații și vă că începe să ne mințiți și... Ideea este următoarea. Ori discutați cu noi onest, ori discutați cu poliția onest. Da, nică părere, că n-am făcut nimic grav. Îmi furai fiul? Nu să cunosc o persoană. Puteți să cunoașteți o minoră și o invitați la hotel? Nu. Puteți să cunoașteți o minoră și spuneți că vreți să faceți dragoste cu ea? Nu. Deci astea sunt încălcări ale legii, corect? Corect. Și atunci discutați... Când încalci legea, ești pedepsit. Și dacă discutați... n-ai încălcat legea, n-ai cum să fie de pedepsit.
Să mor tu, propune, deci nu mai spune. Poți să propui orice în ziua de azi, poți să vorbești orice cu oricine. Păi și e legal? Nu, să faci, nu e legal, să execut. Nu, bă, așa e. Poți să propui orice, domnule. Așa e, domnule, așa e, ca el. Unul poate nu trebuie, nu? Unul poate să fie bea, bă, ce nu trebuie. La acest caz, în altă, sunteți băut? Păi posibil să fii și băut. Gata, mă, nu mai spămați pe bune, gata. Nu, acum nu. Bun, dar poate atât de când am vorbit, toate eram băut, bă, știi? Ați vorbit acum câteva minute și urma să mergeți cu minora la un hotel, spuneați no, nu, vestim. Nu, la niciun hotel. Nu mai spamați, pe bune. Vă dau time-out dacă mai spamați, îmi pare rău. Nu mai spamați, că se vedea urât. Ce aveți? Am 65 de adun. 67 mai devreme, acum 65. Nici el nu mai știe. Aveți copii? Am un băiat, da. Nepoți? Bine, Pyron. Ce vârstă are băiat? 2 secunde. Nu o durează mult. Da. Revenind. 34. Ați mai fost și duminică și n-ați reușit să vă întâlniți, corect? M-am fost la obor, dar n-am fost să mă întâlnesc cu ea. Dar voia să vă întâlniți cu ea duminică, nu? Să-i dați niște dulciuri? Da, să dea un pachet, dacă vrei niște dulci. Mă arăs că o pană, dar nu-i fac. Îi dau un cam. Eu nu te cunosc, să văd cine e. Dacă tot își dă aere. Ei le greșesc, chiar le propun. Jesus! Dar nu e treaba mea. Ați zăpăcit toți! Suferiți de vreo boală psihică de care sunteți în cunoștință de cauză? Nu știu. Nu știți. Nu știu. Microfonul sper. Bun, cum să... Ea vă întreabă, tu ce vrei? Dumneavoastră răspunde, să stau cu tine, să te pup și o vedea pe parcurs ce vrei și tu. Doar pupat vrei? Depinde ce vrei tu, aș vrea eu și altceva, dar acum o vedea pe parcurs. Depinde ce să facă un bărbat și o femeie. Na, poate să se iubească, depinde dacă vrea femeia. E clar, deci nu se poate nimeni nimic, nimic. Dar eu m-aș bucura... Vrei să facem dragoste, asta vrei să spui. Dacă vrei și tu, bineînțeles, altfel nu. Tu vrei, eu aș vrea, că îmi place mult de tine. Dar acum depinde de tine. Dar nu... Depinde la tine sau mergem la un hotel, numai că nu e timp mult la dispoziție sâmbătă asta. Eu te plac mult, dar doar cu acordul tău. Nu există acordul unui minor. Nu există, nu există. Nici nu m-am dus cu asta bast. Soția dumneavoastră ce cu asta bast? Nimic, așa zic. Soția mea e bolnavă. Are probleme. Știm. Are probleme. Accidem la scola cerebrală și are necaz. De vreo 20 de ani. E problema, asta e, fiecare cu necazul ăla. Hei, scândură! Te cheamă Manta! Mergi să-i dă fallout, Darin. Nu de probleme, asta e. Dacă ați realizați că ați vorbit cu o copilă de 15 ani? Nu, John, crezi că are mai mulți ani. Ah, ăsta e Marius, mă! Mersi, mă, Marius, de fallout. 15 ani. E scris aici, negru pe alb. Alb pe negru, cum vreți. După față pare mai în vârstă, așa. După față... Și acum dai time-out? Păi da, dar una e să fie scris și una e să... Să fie pe emoji-uri, același emoji spama continuu, înțelegi? Nu a dus-o nimeni nicăieri. Ea propune, ea zice... Nu, dacă... Ai primit un follow, măcar dacă te spamezi să-ți dau un follow, te pup, Marius, te pup. De ce m-a dus era tactic? Doar dacă n-am dus-o, n-aveți ce. Cum? Că nu o ducea, că vreau un pachet șlăcan, ca să știi. Păi asta era interesul meu. Asta arată mai mult de 15 ani la dumneavoastră? Căcăciosule, tu și mama ce mânciți așa. Mă bată tata. Poți să aibă și 16, poate să aibă. Poți să aibă și 16. Poți să aibă, în fine. Vreți nepot? Da. Vreți care un nepot? Poți să... Îi dăgăm un pachet șlăcan, că n-am interesul ei. Știți, mă, domnule, ați încercat să raculați un minor. Ați încălcat legea, știți asta. N-am raculat nimic, doar am zis că dacă se dau un pachet, se dau ceva. O ajută. Să-i dau un pachet. Mi-a dat pachet. Mie mi-a dat pachet, chat. Mie mi-a dat pachet, domnul... Nu știu cum îl cheamă. Cum îl cheamă? Augustin. Mie mi-a dat pachet, domnul Augustin. Cum e pe kick? Bă, e bine până acum. Îmi place. Și ce să zic? Fac live zilnic pe kick? Ăștia pe YouTube. Vă reamintesc, primul link din descriere, veniți pe kick. Bă, e șmecher, chiar e șmecher. Plecați, cheamă râdă, copii, copătii. Și să faceți dragoste cu ea la hotel sau la ea acasă? Nu, la mișto, nu am făcut. La mișto? Nu făceam, oricum. Bă, stai mă, care Dariuc e ăsta? Bă, Anto, e Marius de la tine, de pe server, sau e Dariuc, mai am eu un prieten, David?
Care dintre ei e, că nu știu. Salut, ce faci, boss? Te pun, Matei, uite, reacționăm la Justy. Cred că e Marius, nu? Bă, fără N-word, Marius. Da? A, și noastră aveți probleme, da, de eu am... Diabet, ce aveți? Nu am diabet, am altceva. Dar cum de te-a lăsat kick-ul sau bot-ul să trimiți mesajul ăla, că de obicei ți-l șterge, mă rog, nu știu. Deci nu asta. Așa, vezi, știți? Deci am boala care se confirmă. Deci, se confirmă boala. Așa, ziceați clar. Are boala care se confirmă. Să vină la dumneavoastră? N-am, să vină să-i dau pachetul acolo să-i dau. Ce pachet? Au niște dulciuri. Și vrea să dați așa, dar de ce nu v-ați dus la o casă copii de dizabilități să-i oferiți? Și ați vrut să-i dați la o... Dau și acolo când e cazul, stați zici că dau la mulță. Și acum era un caz mai special. Nu, aia zic că e amărâtă, că e singură, că cuța, ia mă și tu, fac cadou. Nu mă ia mă și tu! Da, dar în continuare propunerile rămân. Mergem la hotel sau la tine acasă și facem dragoste. Domnule, orice fată... Ați crezut că dați o ciocolată și faceți dragoste. Sâmbătă înspre duminică, dormiți la ea acasă cum era. Orice fată, da, avem cum să dorm, că eu am familie. Păi așa scrie, ce-a scris dumneavoastră. La mișto, dar nu pot să stai la... Doar la mișto. Și care era interesul să scrieți la mișto? Unde vreau să ajungeți? Adică ce vreau să-i demonstrați scriindu-i la mișto? Vreau să o cunosc, doamnă. Păi și, bun, motiv de a cunoaște, de a cunoaște minorul era să dormiți acasă la ea sâmbătă sau... Ce încercați să câștigați? Cum încercați să câștigați dumneavoastră încrederea spunându-i că dormiți la ea acasă? Sau ce încercați să faceți? Ați oferit ceva. Sigma. Pentru că ați vrut să oferiți ceva. Dulce, și dumneavoastră v-ați mai întâlnit cu minorile, ați mai dat și altor fete nevoiașe dulciuri, ați mai ajutat copii? Tu m-ați spus că ați ajutat copii. Ați mai ajutat minore? Tot pentru aceleași nevoi speciale? Da, la lume așa, nu. Fete nu. Lumea la lume așa. Până la ea nu m-a cerut nimeni. N-a cerut nimeni până la ea. N-a cerut. Și vi se părea ceva normal să mergeți la minor acasă să dormiți? Nu. Dar nu mergeam. Și care era motivul atunci când ați zis la mișto? Motivul era să-i dau un pachet, să o cunosc pe cine. Să-i dau un pachet, doamne. Să o rămână la revedere. Pe cum? Că i-ați propus să mergeți la... A, nu mergeam, stai niște. Și care era motivul? N-aveam cum, că n-aveam posibilități. Ce-a spus asta? N-aveam posibilități. Nu pot merge la ea. Să luăm la mine aproape. A zis că bine, hai că vin acum și o parchez. Cum a spus? A zis că parchez acum mașina și vin. Ok. La tine acasă. Și? La frumatea asta ce mai facem cu ea? Mi-a dat pachet. Nu, tu să merg la ea acasă, că eram vecinărie. Ce să merg la ea acasă? Eu nu mă duc din lângă mașină la cineva, așa ai gura pe stradă. Stați bine, sunt serios. De ce, viewers? Da. Vă pup, băi, vă pup. Aveți timp liber suficient, presupun. A, nu, lucrez. Lucrați? Da, cu... În ce domeniu? Construcții. Construcții. Lucrăm încă, lucrăm pe pensiile mici, știți care-i chestia. Da, am înțeles. Sunt mici pensiile, domne, ce să... Mai și bolnav? Și aveți probleme cu soția, am înțeles? Ei, nu, e în relație. Nu, ea e bolnavă, a avut anchiere masculară cereva, are diabet, n-ai multe probleme. Este deplasabilă, doamna? Două depinde secunde. De dumneavoastră în casă? Mă mișcă, dacă mai face o mâncare, mai... atât. Și dumneavoastră om la 67 sau 65, care e vârsta oficială până la urmă? 66 de ani. 66? 65-66. La 66 de ani, în loc să stați cu soția acasă, vă vedeți cu minore să oferiți niște dulciuri? Poate soția avea nevoie de ceva și de când care și diabet. Domnule, nu s-am nevoie și viața. Ea a propus să vin să o văd socrul. Bă, hai să vedem ce te cunosc. Nici o fată n-a propus pe Facebook sau pe ceva așa ceva. Unde le fac să le gâna pe o pânză după ea în jen? În afară de ea. Păi acum o să am numai piesa asta în cap, Albert. Oh, Jesus. Nu ați spus că poate vă vedeți să-i dați un pupic pe obraz. Atât. Deci nu altceva. Că nu mă interesează. Și normal? Adică, tot un respect, un pupic doar înseamnă că te duci cu om să-i faci profit. Și când i-ați propus să dormiți la ea acasă, tot de respect o faceți? Nu dormeam, în nicio formă. Pe de ce ați spus lucrul ăsta? La mișto i-am zis, la mișto. Marius, ca să înțelegi care e faza cu Kickbot, dacă îi dai tag și poți să scrii orice după, îți răspunde la ce ai scris tu cu AI, dar îți răspunde gen cu personalitatea lui Andrei Țâțe, da? Lui Andrei Țâțe. Cu personalitatea lui Andrei Țâțe, așa că dacă vrei să vorbești cu Kickbot, n-ai decât... Ce a zis? Nu știu, nu mai rețin chiar, dar nu rețin mesajele, că eu le șterg. Le ștergeți? Nu, n-am nevoie că... Deci nu vreți să vă vadă soția mesajele? Vă umblă soția? Nu. Umblă soția. De ce e supărată pe dumneavoastră soția zilele astea? Cine? Soția, că a spus că e supărată pe dumneavoastră. Ai vorba, e cu boala care o are. Și de ce ați vrea să-i faceți mai rău? A, nu-i fac rău, ce fac? Cine-i fac rău? Ceea ce ați făcut acum, ce ați făcut?
Nu i-am făcut niciun rău, ca mie să mă întâlnesc. Da, niciun rău, ca mie să mă văd cu o copilă. Eu am făcut asta. You like black people? Hey, yo! Așa plată, să rămână. Nu, dau. Dau de pomană, că nu mă... Asta înseamnă de pomană, nu? Aveți morți. Am destui. Da? Și oferiți copililor. Minore. Nu la copile minore, la oricine. Da? Și le dați să fie și de pomană, vă zice să dormiți și la ele. Nu, nu, nu. Nu mi s-a întâmplat, fiindcă eu am probleme care le-am. Eu sunt bolnav de prostată, n-are cum să-ți dorm la ea. Să fii serios. Se are care se constată, deci n-ai ce să mai... Ce se constată, dar limba funcționează. Cu ce, la ce vă referiți? Trebuie să vorbiți, trebuie să vorbiți o conversație, la asta ne referiți. Dar conversația e altceva, dar nu ca să zic, că nu poți face prostii. Ați gândit dumneavoastră la nu poți să faci, mai ce zic, dar. Am spus noi prostii, de ce ați propus să dormiți? A, prostii nu poți să faci, deci dacă... Să dormiți, nu să vă culcați cu ea. V-ați gândit dumneavoastră altceva. Nu, n-am ce să dormi, la mișto am, la mișto am, la mișto, domne, nu. Totul e la mișto. La mișto, nu că... Pe scena asta nu cred că am la Albert. Ce care credeți că e rolul întâlnirii noastre cu dumneavoastră în această seară? A, ba da, l-am. Care-i scopul? Uite acolo. Protejarea minorilor sau știu ce zic, nu știu. Dar minorii care sunt învățați să corupă. Că și minorii se poate, și minori se poate. Sunteți o victimă, astăzi sunt o victimă. Și minori poate să... Să corupă un om, poate. Poate să corupă un om? Poate, exemplu, poate să corupă un orice om. Sunt multe predicate, multe predicate fac treaba ta. Auzi? Nevastă nu aveți discernământ? Sunt mult? Nu. Minori poate să aibă discernământ. Știu, multe fete pe internet o căutați, sunt foarte multe care umblă cu prostii și zic multe chestii. În acest moment, dumneavoastră, sunteți o victimă? Normal, chiar am să mă întâlnesc și dau ceva, n-am, i-am propus nici ce chestii. Sunteți victimă, nu-i abuz în acest moment. Nu abuz, că... Normal, domne, sunt victimă, cum adică? Eu? Sunt victimă, domne. Domne, eu sunt victimă, pe bune, mă luați așa. Jesus. Ia umblă să... Unde-i pânza? Nu e pânza, Albert. Minora v-a provocat să vă întâlniți cu ea. Te provoacă și nu, asta e. Să mergi la ea acasă în vederea... Nu, n-ai să mergi la ea acasă, n-am ce faci. N-am cu ce. Atunci cu ce v-a provocat minora? Dacă nu... N-avem ce să fac. Dacă nu urma să se întâmple nimic și decât să-i dați pachetul, cu ce v-a provocat? V-a provocat să-i aduceți un pachet? Probabil, nu știu. Costel Biju, cu aia. Nu are rațiune ce spuneți dumneavoastră. Vedeți că ne-a spus până acum... Domnule, a zis că nu are părinți, că ești plec. Nu cred că-l face pe Costel Biju. Uite ce-a făcut cu aia. A avut mâncare. Acest tip de mâncare se numește Costel Biju, da? E ăla din dreapta jos, da? Pe cască, nu are... Și dumneavoastră ce-a spus? Nu poate amărită și nu are. Cu ce v-a provocat? Cu nimic. De ce, cum? Păi ați spus că v-a provocat. Acum păi ea spune, hai, hai, viu, hai, dă mesaje. Și suna provocare? Cam sună, cam. Se presupune că omul, în Dani general, Mocanu, are două copilării. Una, până la 16-17 ani, și a doua, după 55 de ani. Corect, așa. Da? Deci avem de doar. Dumneavoastră nu aveți discernământ în ceea ce faceți? Ba da, e. Dar uneori ce mai... Tentează diavolul. Tentează, vorba băiatul. Diavolul, da. Așa da. Așa. Unde te mai băi, ești ca un vedeți, toți bărbații uite. Ați văzut cum se îmbracă în ziua de astăzi? Da. Vă tentează ca bărbat. Te mai te băi, da. Te mai uiți. Dar cu uitatul rămâi. Cu uitatul și. Și dumneavoastră ați trecut la fapte. Nu fapte. N-am ce spart care fapte, că n-am. Uite-l pe Dani Mocanu, chat. N-am ce să nu este mai aici să vă ajutăm, nu să vă facem. Da, corect. Adică că dacă vă dădeam direct la poliție, știți? V-am întrebat de acolo. Noi vrem să știm. V-a plăcut și voiați, ați fi vrut. Nu, asta nu, este, nu e rușine, că ați fi vrut. Vă spun că spune. Nu aveam cu cel puțin să fac prostii. Nu aveați dar ați fi vrut să ceva. O pupamă îi dădeam un dulce sărumână. Da. Mare stofală. Un sărut, nu. O pupamă îi dădeam un dulce sărumână, coaie. Domnule, dacă aveți coloană, că aveți o vârstă. Da, aveți o, să aveți coloană, să ziceți că sunteți bună. Da, domne, am greșit, da, recunosc fapta. Atunci de ce tot spuneți cu dulciuri cu din astea? Mă trage toate că am ce fac? Te corup pe femeile. Așa, te corup pe femeile. Am greșit. Dacă cum vorbește ăsta cu aia. Așa. Da, corect. Da, da. Dacă un om are coloană și spune în față, domne, am greșit, corect, și știm că nu se va repeta greșeala, păi spuneți așa, nu mai spuneți nu că vreau să dau de pomană. Dacă fetea așa te corupe, te corupe. Și atunci ori o dăm în pomană, ori zice mă avem pomană. Ia uitați-l și pe Florin Salam. Pomană. Și dacă primeam și ceva, era, Doamne ajută, dacă nu... N-am, cum că... Vedeți, la rolul Alba Iulia puteți face pomană cu 200-300 de lei și sunt rămâne și cinstit ca om și soția nu află nimic. V-am înțeles. Am găsit m-a luat pe aia. Ați găsit că v-a luat pe aia? M-a păcălit. V-a păcălit. V-a păcălit. Păi ești ce a zice să sunați la poliție, să o dăm la poliție. Chiar nu e cu noi, adică ea ne-a sunat, nu e cu noi. M-am întrebat, dar dânsa... Eu ce să o dăm la poliție, stimate domnule. Nu tot că dânsa încearcă. Poate dar putea să vă facă rău, sunați la poliție. Corect, corect, dar putea să suni, dar putea să spună, bă, eu sunt... Nu, bă, eu sunt...
Eu cred că vrea să vă facă de bani sau ceva. De ce n-ai sunat domnișoară că ai probleme cu nu, domnul? Nu, că dânsul are bani, pare că are părinții în afară. Da, da. Pare foarte rău. Deci, tu cred că ai vrut să-l păcălești pe omul ăsta? Da, așa bani. E. Domne, eu zic să sunați la poliție, să o dăm la poliție. Nu, haideți să o dăm la poliție, că nu e ok. Spuneți că v-a păcălit. Nu a păcălit, m-a sedus, mă. M-a sedus, mă. Păi asta e înșelăciune, direct, la poliție. Psihic sau... Ați avut vreun impuls? Corupt, să zice, băi, băi, vină cu băiții ăla. M-a corupt, domnule! Ți s-a sculat un pic? Nu. Nu. Deloc. Înseamnă că v-a sedus doar psihic. Nu, că am problemele care le-am. Da. Eu a zice să o sunăm la poliție, să o dăm la poliție pe domnul. Și nu mai fac ea chestii de-astea. Nu îi se mai scoală, bro. Vulnerabil. Da, nu că... Poate mai pică altul după mine. Mai pică altul. Păi, că din s-a poate să-i corupă, dacă... Colonisme de-astea, mai să descurcă. Nu e corupt, adică pe ce-i seduce cum a venit. Dă bă banii! Pe ce ce-i seduce cum a venit. Adică să-i... Corfașul dă bă bani. Ce le vorbiți frumos și să-i întrebi. Păi, adică cum să vorbesc frumos? Nu înțeleg. Nevastă e bolnavă și nu știu ce să face. Vedem. Băiatul dumneavoastră unde locuiește? Băiatul dumneavoastră unde locuiește? Nu. În București? Da! Unde locuiește? Da! Da! Cum îl cheamă? Nicu, nu? Da. Ci că aveți o relație bună cu el? Da! Ei, hey, ce ar fi să nu mai aveți? Sunați-mi! Nicu? Sărăc! Nicu, totuși lucrurile? Da! Da! Sunteți o echipă! Sunați-l, ce ar fi să nu mai aveți o relație bună cu el? Hai să-i dăm un telefon lui Nicu, să vedem ce zice! V-am zis? Ce să spun lui Nicu? Spune-mi că ne-a păcălit o minoră nenorocită. Nu, 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 îi spune-mi, am vrut să mă întâlnesc cu o fată, chiar dacă nu mai merge jucăria, să-i dau ceva de pomană. El știe că nu merge. Pe el știe și de asta v-am și zis. Hai să vorbim cu Nicu, să vedem ce... El e plecat. Unde e plecat? Plecat în Germania. Păi ce, n-aveți numărul lui? Ce față de spate are ăsta? Are număr de la Cucu. Deci nu aveți o relație bună cu el? E la muncă, muncește, dar cu alții. Bună relație. Muncește, dar cu alții. Mai... Și le-ați vorbit astfel, că avem informații că ați vorbit astfel. Pe ce nu l-ați vorbit? Păi el astăzi? Păi da, noi l-am contactat pe Nicu înainte să venim aici și el ne-a spus, vedeți, o să vină cu un break, mașina de muncă. Nu. Cum nu? Nu. N-ați vorbit pe el azi? Deci dumneavoastră... Nu, că eu n-am vorbit de asta. Dacă n-ați vorbit. Dumneavoastră? Alte. Nu vreți să ne ajutați, să vă ajutăm? Nu știu să mă ajutați, să mă ajutați. Eu înțeleg că am greșit, dar asta e, m-a... Păi și vreți să-i trimitem soției toate astea? Dacă îi trimit, n-ai ce să fac. Păi și vreți să-i trimitem soției? Știe că sunt bolnav, știe că nu fac nimic, deci știe că nu pot să fac. Deci nu afectează cu nimic? Nu o deranjează cu nimic, da. Știe că m-am mai respectat, că mai glumesc, că mai glumesc. Deci nu o să deranjeze cu nimic? Nu pot să o deranjează. Poate să supără că e bolnavă, dar... Păi și vreți să o supărați? Știe că nu. Boss, ce treabă are că se supără din cauza la chestia asta, că te-ai văzut cu o minoră, ce treabă are că e bolnavă? Că se supără, dacă e bolnavă se supără, nu, că dacă nu era bolnavă, nu se supăra. Coaie, n-are niciun sens. Doamne, ferici. Haideți să vorbim cu Nicu. Știi că nu poți să umblu cu femei. M-am înțeles. Știi că nu poți să umblu. Păi de ce vrei să te faceți dragoste cu o minoră, bro, dacă nu puteți? Nu, la mișto am zis. La mișto? La mișto, te-o cunosc să văd cine e. Am înțeles. La mișto. Hai să-l sunăm pe Nicu la mișto. Se supără mai mare? Un cum să crie el în Germania, ce fac cu el. Domnule dragă, vă dăm de ales. Da. Or, domnule dragă, iauză-l și pe Cobra, începe și el ca Marina aia, Mariana, cum dracu o chemăm pe profesoara aia de aprins-o. Domnule dragă, începe și Cobra ca ea să mă bată, tata, e contagiosă. Atât. Noi vă zicem un articol 22, racularea minorilor în scopuri sexuale, 6 luni, 2 ani. 6 luni, 3 ani, mă scuzați, pușcării. Ce, e transpirat omul sub țâții? Ce are, bă, că și eu transpir sub țâții? Nu așa, da? Da! Salut, Nicușor, unde ești? Uite acum, am ajutat. Nicușor, Nicușor 7 Gaming, bro! Uite-l pe tasul, Nicușor 7 Gaming, ești prăs? Bă, scuze, Nicu. Bine, băi! Uite care e chestia, am făcut o belea. M-am dus să mă întâlnesc pe internet cu o gagic. Acum se explică de ce vorbește Nicușor așa, vorbește ca tasul. Bă, coaie. Scuzați-mă. Zică cu o fată și n-am știut că e minor, are 15 ani, frate, am spus. Și niște băiți aici, sper că vrei să spun pe cineva, să spun că ce-am făcut, că am greșit. Mă rog, sunt aici pe la timpul noi, înțelegi?
Ce zic că mai uit pe internet, mai glumesc, mai râd cu asta, cu fete. Bine, dar stai zi, și ce vor să nu știu, că să știi și tu, ca să vezi ce am făcut. Da, corect, mă știu, am găsit o chiar asta, fiind, m-a pus drag. M-am uitat puțin că mă uit eu pe net și, na, mai glumesc, mai râd cu ele și... Nu, nu mai a cerut bani, nu. Ce ceru bani, o să-l și pe ăla, Doamne. Nicu! Nicu? Da. E el tatăl tău? Da, da, da. Gata, mă auzi? Da, da, da. Salut, eu sunt Alexandru. Nu știu dacă ai auzit de proiectul nostru, Justițiarul de Berceni. Ba, cred că da, cred că te-am văzut pe TikTok sau pe dată, faci da, tatăl tău vorbea de vreo lună cu o puștoaică de 15 ani și a venit să-i aducă niște dulciuri și voia să vină la, mai să ducă la tu, da, jur. Da, 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 da. Contează foarte mult să spui că... Evident, contează, da. Fetele ziua de azi, știi și voi cum arată, adică nu-i dai la unei fete. Da, bro, da, nu, în situația asta vorbim de o fată care a spus că are 15 ani, el a spus că are 49 de ani, cam tinerel. Și... Da, știu, are 66 sau 67. 65. Sau 65, că ne-a spus o grămadă de vârste. Ideea este că el a venit să o ducă la un hotel și cred că ar trebui să ai o discuție cu el destul de serioasă. Noi de asta i-am zis să te sune ca să nu îl ducem la poliție, să nu afle mama ta. Eu te live pe Insta. Aba nu, e live pe YouTube Shorts. The fuck, ok. Da, o să discut cu el, da, să nu mai... Asta te rog și nu este nicio farsă, nu l-a păcălit nimeni, nu știu, nu i-a cerut nimeni bani. Efectiv, tatăl tău a crezut că se întâlnește cu o fată de 15 ani. El a șters conversațiile, dar dacă vrei poți să dai de mine și ți le trimit. Și a vrut să se întâlnească cu ea chiar și duminica trecută. Venise pe la obor să o aștepte, voia să vină la școală la ea. Sunt multe. Da, 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 o să vorbesc când am... S-a încins. Dacă avea peste 18 ani, e altceva, știi cum e? Da. Fiecare este liber să facă ce vrea după ce ai peste 18 ani. Corect, corect. Sunt multe... Când vine din Germania? Batria? Chiar din voce sunt lucruri, te cunosc după voce. Poftim? Zic, te cunosc după voce, știu că ești tu, pe din voce te recunosc. Da, da, da. 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 El spunea că ești în Germania, acum, dar mă gândesc că ești în București. Da, da, da. O să vorbesc cu el, dar nu mai... Deci nu e în Germania, a mințit? Perfect, îți mulțumesc foarte mult de înțelegere. Nici o problemă, mersi cum o să mai sunat. Da, bre. Deci ne-ai păcălit că e în Germania, de fapt nu e în Germania. Nu, nu am fost în Germania, deci am fost de curând. A fost, nu? De curând, da. La mișto. La mișto. Am fost, poate, poate să mai plecăm, nu se știe. Da, am înțeles. Că să-mi țin țara, plecăm și în Germania, cu firma. Da. Ne dai nouă dulciurile alea? Da, bine, domn. Pomană. Da, pomană, da, da, bine. Așa, în altă ordine de idei. Te rog eu frumos să nu dai mai faci dulciurile alea. Gândește-te cu ce femeie majoră vrei tu, că nu zice nimeni nimic. Nu mai iau țeapă în viața mea, stai. Nu e țeapă. Nu mai iau țeapă în viața mea, bro. Jesus. Hai, ok. Du-te, băi, și ia dulciurile. Haideți. Hai, mă, vino ca. Hai, că te arac ăla pe tine. Suc ce la brici? Suc ce dulciurile, lasă. Să nu mai faci prea așa ceva. Eu luat și da, supul da. Și dulciurile cu aia. Am păcălit, îmi pare rău. Mulțumesc, mulțumesc. Tot tempala mea ne-a adus Neanicu. Cola. Fanta, Sprite. Adria. Ciocotof. Nu mă filmați, vă rog frumos, vreau să apar. Dar nu știu atent. Primul fan care vine la mall la timpuri noi, în următoarele 15 minute, primește asta. Deci primul care primiți la benzinăria MOL, timpuri noi, primiți toate astea. Da, dragi justițiari, ăsta a fost episodul... Coaie, de unde dracu a luat? De unde a luat, băi, scuterul ăla, coaie? Doamne. Justi, livratorul indian, bă, coaie. Augustin, justiția n-are timp de stat, e timpul să plecăm către alți pedofili. De unde dracu a luat, bă, scuterul ăla, coaie? Doamne ferește. Da. Retardat ca toți și ăsta. Mamă, nu-i mai suport. Bine că face justiție, face foarte bine.